Doamna Laura Maria Crăciunean Tatu este conferențiar la Facultatea de Drept din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, disciplinele predate fiind Drept Internațional Public, Drept Internațional Umanitar și Drept Diplomatic și Consular. A scris numeroase lucrări de specialitate, iar în prezent îndeplinește funcția de expert independent ales din partea României la ONU. Între funcția de conferențiar și funcția de expert independent a găsit un echilibru, deoarece activitățile sunt complementare și se îmbogățesc una pe cealaltă, după cum afirmă doamna Crăciunean Tatu. Timpul liber îl petrece călătorind, gătind sau practicând diferite sporturi. Se bucură de toate momentele petrecute alături de familie și prieteni. Proverbul care o reprezintă cel mai bine este cel al lui Confucius: fă tot ce poți și lasă restul pe seama destinului. Nu se rădă, mă, Crăciunean, și vă mulțumim că ați acceptat invitația de la parte la mica noastră emisiune. Pasiunea și dedicarea dumneavoastră în cadrul învățământului universitar a contribuit la formarea mai multor generații de studenți în domeniul dreptului. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această profesie de dască și care considerați că sunt cele mai mari provocări ale profesiei? Vă mulțumesc frumos pentru invitație și mă simt foarte onorată și bucuroasă să particip la acest proiect. Și mulțumesc și pentru aprecierea și cuvintele frumoase la adresa activității mele didactice și chiar sper din tot sufletul să aveți dreptate și să consideră și studenții mei la fel. Ca atare trebuie să mărturisesc că încerc de fiecare dată atunci când intru la curs și la seminar. Intru de fapt cu credința și dorința ca la finalul celor două ore petrecute împreună cu studenții mei să devenim fiecare dintre noi mai buni în ceea ce facem. Și dacă am putut de-a lungul anilor să contribui în vreun fel, câte puțin, la formarea unor oameni care au îmbrățișat la finalizarea studiilor profesii diferite, profesii juridice, aceasta cred că este cea mai mare satisfacție pe care poate să o aibă orice dascăl. Ce înseamnă pentru mine profesia de dascăl? Deși nu este ceea ce mi-am dorit să fac la finalizarea studiilor de licență, pentru că la acel moment, ca orice absolvent de drept, mi-am dorit o carieră în practica de specialitate, fiind pusă la un moment dat în situația de a ține seminarii la Facultatea de Drept, am realizat că nimic din ceea ce făceam la acel moment nu mi-aducea la fel de multe satisfacții ca interacțiunea mea cu studenții. Așa că la un moment dat am făcut o alegere și am făcut acea alegere cu sufletul, dacă aș spune acum uitându-mă înapoi. Adică am decis să plec din mediul privat, unde, din punct de vedere al condițiilor salariale, lucrurile erau extrem de bune și am ales să fac altceva cu credința și speranța că voi reuși să fac acest lucru la nivelul corespunzător. Acum, legat de provocări, sunt multe. Orice provocare, provocările nu sunt insurmontabile, dar cred că în cazul meu provocările au legătură și cu disciplinele pe care le predau. Pentru că nu sunt dintre acele discipline pe care studenții la drept să le considere, să spunem așa, absolut necesare, practic nu sunt dintre disciplinele pe care studenții le au apoi la examenele de admitere în profesie. Asta înseamnă că, până la urmă, fiecare curs pe care îl predau este o provocare, pentru că încerc să le arăt de fiecare dată care este frumusețea dreptului internațional, încerc să le deschid orizonturile și încerc să-i fac să se gândească la un spectru mai larg de profesii care pot fi urmate la finalizarea studiilor juridice. Și atunci, da, este o provocare, repet, fiecare curs. Am înțeles, mulțumesc. Sunteți reprezentantul României în Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale. Ce ne puteți spune despre această experiență?
Da, este adevărat. Da, primul meu mandat în calitate de expert independent din partea României în Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale a început la 1 ianuarie 2017. S-a finalizat la 31 decembrie 2020, adică la finalul anului trecut. Și spre bucuria mea am avut posibilitatea să continui, în sensul că am fost aleasă în septembrie anul trecut pentru un nou mandat. Asta înseamnă că urmează alți 4 ani de activitate în cadrul comitetului până la finalul anului 2024. Activitatea mea în cadrul comitetului, sunt de începând cu anul 2019, sunt unul dintre cei 3 vicepreședinți ai comitetului. Sunt implicată în grupul de lucru care analizează plângerile individuale, adică acele plângeri pe care orice persoană fizică le poate face în fața comitetului și unde poate să invoce încălcări ale drepturilor economice, sociale și culturale. De asemenea, în contextul pandemiei actuale de COVID, s-a constituit un grup de lucru specific tuturor tratatelor din materia drepturilor omului, în care de asemenea activez și pot să spun că de asemenea încerc să contribui substanțial la activitatea comitetului printr-un proiect pe care l-am împreună cu alți 4 colegi, adică vom scrie un comentariu general cu privire la dezvoltarea durabilă și drepturile economice, sociale și culturale. Și cam aceste lucruri pot să le spun la acest moment. În regulă. Iar ca experiență, este o experiență inedită, da? Provocări la fiecare moment, redefinirea cunoștințelor, unghiuri diferite de a aborda aceste și de a pune în context aceste cunoștințe în permanență, nici o zi nu seamănă cu alta și de fiecare dată când te gândești că ai toate răspunsurile, de fapt, trebuie să mai cauți mult de Îmi tot. imaginez, da. Da. De un an de zile, profesorii trec prin provocări majore în contextul acesta pandemic. Care a fost pentru dumneavoastră aceste provocări ale predării online? Da, cred că nu numai profesorii, cred că foarte multe categorii sociale și profesionale au experimentat un an foarte greu și această perioadă complicată continuă, se pare. Da? Cu toții am sperat acum un an că va fi ceva temporar și că în 3 luni ne vom întoarce la viața noastră obișnuită dinainte. Și chiar zilele trecute mă gândeam că a trecut un an de când ne-am schimbat cu toții radical modul în care interacționăm cu ceilalți oameni, modul în care lucrăm, modul în care ne comportăm unii față de ceilalți. În ceea ce mă privește, da, în primul rând, eu obișnuiam să-mi iau foarte multă energie din interacțiunea cu studenții. Și atunci, predarea online nu reușește din această perspectivă să-mi satisfacă această necesitate, aproape aș numi eu, pentru că este extraordinar să fii în contact permanent cu niște oameni atât de tineri și plini de entuziasm. Și asta pierde cumva, sau este atenuat cumva de modul în care ne desfășurăm acum cu toții activitatea. Ce proiecte profesionale desfășurați sau urmează să desfășurați în viitorul apropiat? Da, o să încep prin a spune că anul 2020 ar fi trebuit să fie un an foarte bun pentru mine, cel puțin la nivel teoretic și al modului în care se aranjaseră lucrurile. Aveam o serie de proiecte foarte frumoase, care din păcate au fost amânate, regândite în alți parametri, unele dintre ele chiar abandonate datorită imposibilității practice de a fi realizate. Am fost destul de dezamăgită de când a trebuit să anulez toate aceste proiecte, pentru că le gândisem cumva din timp, atent și am mai și avut norocul incredibil să fie acceptată punerea lor în aplicare. Așadar, experiența acestui an de pandemie, dincolo de constanta încercare de adaptare la tot felul de provocări, m-a determinat să mă poziționez oarecum diferit și față de planurile mele de viitor.
Așadar, deocamdată încerc să proiectez ceva mai puțin față de cum reușeam să fac aceste lucruri anterior. Încerc să construiesc cu și în limitele a ceea ce se poate și încerc să mai iau și lucrurile exact așa cum vin să spun. În mod cert, da, printre planurile mele de viitor rămâne acela de a continua activitatea în cadrul Facultății de Drept din cadrul Universității Lucian Blaga și, evident, îmi doresc să îmi aduc la îndeplinire în cele mai bune condiții noul mandat pe care l-am obținut în cadrul Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale și Culturale. De acolo, mai departe, trebuie să ne vedem ce ne rezervă până la Evident. urmă și contextul în care lucrăm. Adică, nu putem să ne facem planuri, dar lucrurile se schimbă de la o zi la alta și atunci este mai înțelept să mergem un pic mai încet Să le luăm pas cu pas. și să le luăm și pas cu pas. Da. Acum, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să mă adresez omului, Laura Răcineanu. Am aflat despre dumneavoastră că vă plac foarte, foarte mult călătoriile. Puteți să ne spuneți așa despre o destinație de suflet, o destinație apropiată? Da, îmi plac extrem de mult călătoriile și îmi place să călătoresc și de fiecare dată când reușesc să fac asta, mă simt un om mai împlinit. Sunt câteva locuri care și-au pus amprenta și asupra ceea ce am decis să fac cu viața mea profesională, dar și asupra, să spun, modului în care poate am scris la un moment dat. Și mă gândesc aici la Florența, care este pentru mine orașul de suflet și este orașul care m-a determinat în urma unui curs de vară pe drepturile omului, care a avut loc undeva în anul 2006, să mă gândesc că pot să încerc, cel puțin, să-mi gândesc cariera într-un mod diferit. Atunci, pentru mine, Florența este și rămâne orașul în care mă întorc întotdeauna cu drag și de fiecare dată îl văd cu alți ochi și îl redescoper și mă bucur de lucruri ca și când l-aș vedea pentru prima dată. Acum mai sunt și alte locuri care îmi sunt dragi. Ierusalimul este unul dintre ele pe care la fel încerc să-l revăd de câte ori este posibil. Istanbul îmi place foarte mult. Și sper că în viitor să reușesc să-mi îndeplinesc și un vis foarte drag mie. Mai nu știu când se va putea face asta. Am gândit la un moment dat să traversez Africa de la nord la sud, dar este un proiect foarte cuprinzător care îmi Cred. necesită înainte de toate resurse și timp. Da, resurse și financiare, dar și de timp. Care este pentru dumneavoastră cel mai important principiu după care vă ghidați viața? Da, cred că chiar la începutul prezentării ați menționat un citat al lui Confucius. Fă tot ce poți și lasă restul pe seama destinului, da. Da, a fost de-a lungul timpului foarte multe principii pe care am încercat să le urmez și care într-un fel mi-au marcat și formarea și modul în care am interacționat și am relaționat cu alți oameni. Pe unele dintre ele le-am redefinit, le-am pierdut, pe altele le-am păstrat și printre cele pe care le-am păstrat, cred că se numără acel principiu care spune că nu trebuie să-ți dorești nimic cu orice preț, deci nu mi mai doresc lucruri cu orice preț. Și apoi mai este ceva foarte important și asta s-a dovedit în timp, cel puțin în cazul meu, că este necesar să fie așa. Încerc să nu fac rău, cu bună știință. Și încerc, deși nu-mi iese întotdeauna, dar în măsura posibilului mă străduiesc, și încerc întotdeauna, seara când ajung acasă și pun capul pe pernă, să fiu împăcată cu tot ceea ce a însemnat decizie și acțiune pe parcursul întregii mele zile. Și dacă reușesc să dorm, înseamnă că este în regulă și că sunt în regulă cu mine.
Și cred că aceste principii mi-au rămas printre multe altele, dar cred că sunt unele dintre regulile după care încerc, de-a în măsura posibilului, să mă ghidez. Foarte frumos. Care sunt pentru dumneavoastră principalele trei calități pe care le apreciați la un om? Da, noi oamenii suntem niște ființe atât de complexe și de complicate, încât uneori este așa, m-am gândit, bun, ce care ar fi top 3 și am reușit să identific top 4, să zic așa. Cred că cel mai mult și cel mai mult apreciez la un om echilibrul, moderația, da, dacă putem pune cu slash sau chiar cu... cred că sinceritatea, extrem de mult, bună credință și bunătatea. Deci cred că sunt lucrurile pe care poate le găsim un pic mai greu în zilele noastre, pentru că avem tendința, da, să ne comportăm uneori conform vremurilor. Și cred că tocmai de aceea sunt atât de valoroase și pentru mine, și pentru că sunt extrem de rare și greu de întâlnit și mai ales greu de cumulat într-o singură. Vă mulțumesc mult, vă mai așteptăm și altă dată. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și vă doresc mult succes în activitatea pe care tocmai ați demarat-o. Sper că va fi un proiect extrem de frumos care va reuși să pună în lumină toate aspectele pozitive care se întâmplă în universitate. Mulțumim frumos! Plăcere! Thank you.